Adela Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile amiezii pe TVR Moldova. Iată cele mai importante știri ale orei. Gripa a făcut prima victimă la Chișinău. O femeie de 42 de ani a murit din cauza virusului AH1N1, la o zi după ce a fost internată în spital în stare gravă. Președintele interimar Adrian Candu a semnat decretele de numire a noilor miniștri. Igor Dodon a refuzat de două ori candidaturile propuse de premier. În perioada 14-15 ianuarie, temperaturile vor coborâ până la minus 12 grade Celsius. Vremea geroasă și lipsa zăpezii vor afecta culturile, în special cele de rapiță. Gripa sezonieră a făcut prima victimă în Chișinău. O femeie de 42 de ani a murit la scurt timp după ce a fost internată în stare gravă la Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Testele de laborator au arătat că femeia era infectată cu virusul AH1N1. Femeia s-ar fi îmbolnăvit încă de pe 1 ianuarie, dar a ales să-și facă singură tratamentul, deși avea mai multe boli cronice și făcea parte din așa zisul grup de risc. Abia pe 7 ianuarie a cerut ajutorul medicilor când starea ei se agravase considerabil. Vă dați seama că ea ratează 7 zile. Femeie cu patologie concomitentă, cu patologie cronică, deci e vulnerabilă pentru complicațiile infecției gripale. Pacienta a fost internată cu pneumonie și semne clinice de gripă. Boala a provocat complicații, iar pacienta a decedat. Atunci când se internează deja cu instalarea insuficienței respiratorii, de la care pornesc și alte procese irreversibile pentru sănătate, clinicienii din instituția care a asigurat internarea pacienței nu au putut face multe, pentru că era mult prea tardiv ca să mai intervină și să-i salveze viața. În urma analizelor de laborator s-a confirmat că femeia a fost infectată cu virusul AH1N1. Acesta este primul caz de deces din cauza gripei în acest an. Noi avem în total înregistrate 4 cazuri confirmate de gripă. 3 cazuri sunt provocate de virusul sezonier H1N1 și al patrulea caz e provocat de virusul sezonier B. Specialiștii recomandă pacienților să apeleze imediat medicul de familie încă de la primele simptome de răceală. Pacienții trebuie să evite automedicația și locurile aglomerate. De asemenea, bolnavul trebuie izolat și să aibă o alimentație sănătoasă. Virusul AH1N1 a provocat o pandemie la nivel mondial în 2009 și 2010 și a ucis aproape 19.000 de oameni. Statele Unite se confruntă cu o gravă epidemie de gripă. Au fost înregistrate cazuri în 46 de state și cel puțin 106 oameni au murit în ultima lună. California este unul dintre statele cel mai grav afectate, cu 27 de decese. Epidemia este cauzată de o tulpină foarte agresivă a virusului H3N2, care se manifestă prin febră și dureri musculare extrem de pronunțate. Este poreclită gripa australiană, pentru că acolo a făcut ravagii iarna trecută. Experții din sănătate spun că este nevoie de un nou vaccin antigripal, fiindcă cel actual are o eficiență de cel mult 30%. Cabinetul Filip are o nouă componență. Președintele interimar Adrian Candu a semnat ieri decretele de numire a noilor membri ai executivului care au depus jurământul de investitură. Astfel a luat sfârșit blocajul instituțional generat de președintele suspendat Igor Dodon, care a refuzat de două ori candidaturile propuse de prim-ministru contrar Constituției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Cei 7 membri ai guvernului au depus jurământul la reședința de stat în fața președintelui interimar și a premierului. Astfel, în executiv au revenit foștii prim-ministri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, dar și fostul ministru al justiției Alexandru Tănase. Premierul Pavel Filip spune că noua echipă guvernamentală este una de tehnocrați care își vor îndeplini cu devotament obligațiile într-un an electoral. Avem în față întregul an 2018 și cu toții înțelegem foarte bine că nu va fi un an simplu, din simplu motiv că este un an electoral. Ne vom ține departe de polemicile și disputele politice, cum a făcut-o până acum, pe parcursul a 2 ani de zile, Guvernul Republicii Moldova.
Decretele de numire a noilor miniștri au fost semnate de președintele interimar al țării, Andrean Candu. El a preluat interimatul funcției după ce Curtea Constituțională l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon. Acesta și-a pierdut temporar atribuțiile constituționale după ce a refuzat deliberat să-i numească în funcții pe candidații propuși a doua oară de premier, deși, potrivit Constituției, șeful statului nu are drept de veto la numirea miniștrilor. Fiecare dintre voi aveți nivelul de pregătire, de profesionalism, de experiență și sunt sigur că prin eficiență, profesionalism și devotament față de țară și față de cetățenii ei veți reuși. Președintele suspendat temporar, Igor Dodon, a avut o reacție mai puțin obișnuită pe pagina sa de Facebook. Șeful suspendat al țării a îndemnat cetățenii să evite să pedepsească cu orice preț guvernul. În alt context politic și geopolitic ar fi fost justificată o ieșire în forță a poporului pentru a pune capăt acțiunilor sfidătoare ale guvernării. Acum însă, când până la declanșarea alegerilor parlamentare au rămas doar câteva luni, trebuie să evităm emoțiile și dorința de a pedepsi guvernul cu orice preț. Orice destabilizare socială sau revoltă poate produce victime și va pune sub semnul întrebării rezultatele alegerilor parlamentare. În urma ceremoniei de investitură, cabinetul de miniștri a fost completat cu doi vicepremieri. Iurie Leancă a devenit vicepremier pentru integrare europeană și Cristina Lesnic vicepremier pentru reintegrare și 5 miniștri. România sprijină constant și susținut avansarea pe parcursul european al Republicii Moldova. Declarația aparține ministrului român de externe, Teodor Meleșcanu, care a avut o convorbire telefonică cu omologul său moldovean proaspăt investit în funcție. Șeful diplomației române l-a felicitat pe Tudor Ulioanovski și a urat succes în îndeplinirea mandatului. De asemenea, ministrul român de externe a adresat lui Ulioanovski invitația de a efectua o vizită la București, invitație ce a fost acceptată. Tudor Ulioanovski a preluat de ieri funcția de ministru al afacerilor externe și a integrării europene. Anterior, el a fost ambasador al Republicii Moldova în Elveția. Procuratura Raionului Telenești a finalizat urmărirea penală în cazul copilului găsit mort într-o fântână din satul Verejeni. Tatăl adolescentului, care l-ar fi ucis pe băiat cu un foc de armă, va apărea pe banca acuzaților pentru păstrarea neglijentă armelor de foc și munițiilor. Tragedia a avut loc la mijlocul lunii noiembrie în satul Verejeni. Un adolescent de 14 ani ar fi tras cu o armă de foc într-un alt minor de 7 ani. Corpul neînsuflețit al băiatului a fost găsit într-o fântână din apropierea casei lui. Potrivit expertizei medico-legale, copilul a murit din cauza unei hemoragii survenite în urma împușcăturii. Oamenii legii au stabilit că arma de vânătoare din care s-a tras aparținea tatălui minorului de 14 ani. Acesta a lăsat arma fără supraveghere, încărcată cu un cartuș, în camera în care se jucau cei doi copii. Procurorii continuă urmărirea penală în privința adolescentului într-un alt dosar, acesta fiind învinuit de omor intenționat. Dacă va fi găsit vinovat, tatălui riscă până la 3 ani de închisoare. 3 militari ucraineni au murit, iar alți 4 au fost răniți noaptea trecută în urma bombardamentelor separatiștilor proruși din Donbas. Potrivit agențiilor ucrainene de presă, separatiștii au folosit aruncătoare de mine și grenade, încălcând astfel acordul de încetare a focului de la Minsk. În aceste condiții, forțele armatei ucrainene au fost nevoite să răspundă deschizând focul. Confruntările armate au avut loc în zona de demarcație din Lugansk. Până acum nu se știe dacă forțele separatiste au avut pierderi de vieți omenești. S-a întâmplat, desigur, în Rusia. Un elev de la o școală de blindate din Murmansk a furat un transportor și a plecat cu el în oraș. Bărbatul voia să fure alcool dintr-un magazin specializat. A condus vehiculul prin pădure și apoi prin localitate. A distrus mașini aflate în calea sa și a intrat cu el în magazin. Suspectul a fost arestat în timp ce își alegea băuturile preferate. Tânărul nu a opus rezistență, iar ofițerii au precizat că se afla sub influența alcoolului. Transportorul blindat era folosit doar în scopuri pedagogice și nu avea armament sau muniție. La Curtea de Argeș, în România, se fac pregătiri pentru parastasul de 40 de zile de la moartea regelui Mihai. Ceremonia de sâmbătă va fi oficiată de înalt preasfințitul Calinic în Mănăstirea Arhiepiscopală. Emoția din timpul ceremoniilor de înmormântare a majestății sale, regele Mihai I, persistă încă la Curtea de Argeș.
Ați venit să vedeți mormântul regelui? Da. O să veniți și dumneavoastră sâmbătă? Da. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului se pregătește în aceste zile de slujba care va fi oficiată sâmbătă de la ora 12 în vechea catedrală episcopală și regală de la mănăstirea Curtea de Argeș. Arhiepiscopia este cea care va oficia slujba în frunte cu înalt preasfințitul arhiepiscop Calinic. Este o slujbă pe care noi o considerăm una nu deosebită, dar una care se îndreaptă cu multă credință și cu multă tărie în rugăciune către Dumnezeu. Regele Mihai I a murit pe 5 decembrie 2017 și a fost înmormântat pe 16 decembrie. Ceremoniile funerare vor rămâne în istorie. Ar trebui să fim foarte atenți la tot ce este legat de majestatea sa, pentru că iată, avem un nou prilej special de a-l prăznui cum se cuvine pe majestatea sa. După slujba de sâmbătă va fi rostită o rugăciune la mormântul regelui Mihai I în pridvorul noii catedrale arhiepiscopale și regale. Acolo va avea acces doar familia regală. Albumul cu cele mai impresionante 96 de fotografii de la funeraliile regelui Mihai prinde contur. Românii au trimis sute de fotografii pe care le-au făcut pe durata ceremoniilor, iar Comisia de Jurizare a făcut o primă selecție. Pozele mai pot fi trimise până la sfârșitul acestei luni. Cel mai probabil, albumul va fi gata în luna mai acestui an. Asta e impresionant. Asta? Da. Cu candelele. Calea Victoriei inundată de oameni, mâna unui puști care salută trecerea cortegiului sau gardul Palatului Regal înțesat de flori. Sunt câteva dintre sutele de cadre surprinse de românii care au luat parte la funeralii. Membrii comisiei vor alege cele mai reprezentative 96 de imagini de la funeraliile regelui Mihai. Selecția va fi făcută în așa fel încât toate momentele importante să fie punctate. Sunt foarte multe fotografii primite. Și nu este deloc simplu să alegi, sunt toate frumoase și ăsta e și motivul pentru care doar 96 vor fi în albumul tipărit și toate celelalte vor fi pe un DVD care se atașează albumului. Fiecare fotografie este cu un anumit mesaj și trebuie bine să-l înțelegem și să-l putem evalua. Au mai rămas mai puțin de 3 săptămâni până când se mai pot trimite fotografii. Sperăm însă să facem un album frumos, așa cum ne-am planificat de la început. Un album făcut de popor pentru majestatea sa, regele Mihai I, și, în definitiv, pentru popor, să știți, pentru istoria României. Ideea albumului aparține directorului Casei Regale și generalului care a organizat funeraliile regelui Mihai. Proiectul va fi susținut financiar de Ticu Alexe. Ar trebui privit acest album ca o emoție a poporului față de maestatea sa, regele Mihai. Fiecare făcea fotografia, cred, pentru sufletul lui și voia să se ducă cu amintire acasă. Albumul va fi înmânat gratuit oficialilor români și străini care au participat la funeraliile regelui Mihai, dar și celor 96 de persoane ale căror fotografii vor fi selectate. Regele Mihai I al României. Istoriei la Televiziunea Română. Vreme geroasă, dar fără zăpadă. În următoarele 7 zile, Republica Moldova va fi sub influența unui ciclon arctic care va aduce cu el temperaturi extrem de scăzute. Vremea geroasă fără zăpadă va afecta culturile, în special cele de rapiță, spun specialiștii. În perioada 11-16 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Minimele vor coborî până la minus 7 grade, iar maximele vor fi până la plus 3 grade Celsius. Cel mai frig va fi pe 14 și 15 ianuarie, când mercurul din termometre va coborî până la minus 12 grade. Această răcire se
Este cauzată din cauza unui anticiclon care se află la momentul actual. Pe parcursul următoare zilei acesta se va intensifica și va aduce o masă de aer și mai rece, un aer de origine arctică, și din acest motiv vom avea temperaturile de până la minus 12 pe timp de noapte și până la minus 5 pe timp de zi. Vremea geroasă va afecta cel mai mult culturile de rapiță. Însămânțate toamna trecută, plantele s-au dezvoltat până la 20-30 de centimetri, iar în lipsa zăpezii devin vulnerabile la îngheț. Neblagoprijatnă este pagoda care în acest an ne se отмечается, отсутствие снега и колебания, понижение температуры до отрицательных и повышение там до 13-14 градусов для перезимовки зимового рапса. Он крайне негативно, значит, реагирует на такие колебания температур. Agricultorii care au semănat grâu de toamnă nu trebuie să-și facă griji. Acesta nu va fi afectat de temperaturile scăzute. Теплый декабрь и вообще-то теплый вот начало января, из-за того, что было очень поздно посеяна зимняя пшеница, вот в эти теплые, в эти месяца, и они немножко догнали. Vremea geroasă nu va ține mult. Începând cu 17 ianuarie, temperaturile vor crește treptat. Primul centru de medicină tradițională chineză din Europa de Sud-Est se află în Republica Moldova. El a fost creat de guvernul de la Beijing și aici pot veni toți pacienții care au nevoie de reabilitare medicală prin proceduri de acupunctură, terapie și fitoterapie chineză. Pentru că este o instituție de stat, costul serviciilor este accesibil. Așa are loc o simplă procedură de acupunctură. Medicii chinezi de înaltă calificare au venit în Republica Moldova. Fără îndoială că metodele pot fi învățate din cărți, dar dibăcia și maestria doctorilor poate fi asimilată doar lucrând cot la cot cu ei. Dacă avem un pacient cu neuropatie facială, noi punem punctele locale în regiunea feței, de obicei în zona de lezare, și punem punctele periferice, de exemplu, Hegu, Zusanli la picior, F3 la picior. În mediu durează jumătate de oră după instalarea acelor. După procedura care am primit-o aici, mă simt foarte bine. Acele am văzut că sunt de o singură folosință. Mulți oameni din China au renunțat la pastile în favoarea ceaiurilor naturale. Obiceiul, desigur, că a fost adus și în Republica Moldova. Acest aparat este folosit pentru prepararea decoctului din plante medicinale chinezești. Mai exact, aici sunt introduse frunzele de ceai, din care mai apoi apare infuzia sau chiar ceaiul lichid și numai bun de băut. Ulterior, acestea sunt frumos ambalate și oferite gratuit pacienților. Centrul de medicină tradițională chineză a fost deschis în 2011 după ce guvernul chinez a oferit un ajutor nerambursabil în valoare de 5 milioane de yuani. Colaborarea a continuat și în 2016, când au fost detașați alți 4 medici specialiști și un traducător. Ei lucrează cu cei ce au lucrat 5-6 mii de ani în urmă. Da, aceasta este un moment de atracție pentru pacienții noștri. Specialistul hotărăște dacă pacientul poate fi tratat și o să beneficieze de la metodele date sau nu. În cadrul centrului au fost prestate peste 30.000 de proceduri și consultații în domeniul acupuncturii, terapiei manuale și fitoterapiei. Centrul de medicină tradițională chineză este și baza clinică de instruire și formare a medicilor rezidenții de la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițanu. Spectacol inedit la Chișinău, dedicat memoriei cunoscutei interprete românce de muzică populară, lăutărească și romanță, Maria Tănase. Sute de spectatori au venit să cunoască viața și muzica celei numite Edith Piaf de România. Ce? Că bine zici, să începem. Așa. Bun. Cu ce începem? Da, cu începutul. Bine, bine. Așa. Bine. Spectacolul intitulat Maria Tănase, aș muri, moartea nu vine, a fost o adevărată provocare pentru tânăra actriță Ecaterina Mardari, care a trebuit să interpreteze rolul marii artiste. Eu sunt Maria Tănase. Știi, mă, că sunt Maria, ce mă bați la cap.
Nu este ușor, până acum îmi vine greu și până acum încerc să mă apropii de mirosul, să o simt pe Maria Tănase și ziceam de miros, să simt acel miros a Bucureștiului de altă dată, să o simt, să văd cum a respirat, să văd cum a trăit ea în acel balamuc, da, care se petrecea atunci. Spectacolul a fost pregătit de regizoarea Nelly Cozaru. Ore întregi de repetiții au conturat seara de gală care a adus în fața publicului din Chișinău atât momente inedite din viața Mariei Tănase, cât și cântecele ei atât de speciale. Îmi sunt dragi aceste forme mici de teatru și texte lucrate pe în metoda, stilul verbatim, adică care se bazează pe personalități reale. Cred că n-a fost ușor pentru Tinca, pentru că a fost, putem să spunem, la primul rol al său. În plus, a devenit masterantă și în astă seară, tocmai, prin acest spectacol susține și teza sa de master. Tănase a fost cunoscută în lumea întreagă, repertoriul vast al interpretei a cuprins cântece din toate regiunile României și din toate categoriile, începând cu doine și încheiind cu bocete. Vocea ei unică i-a adus titlul de pasăre măiastră, iar românii o numesc Edith Piaf lor. S-a stins din viață în 1963. Imagini inedite dintr-un parc natural din România. O haită de lupe a fost filmată de o cameră pentru monitorizarea faunei într-o pădure din Piatra Craiului. Îi vedem mai târziu în telejurnal. Jaf armat la hotelul Ritz din Paris, de unde hoții au furat bijuterii de aproximativ 4,5 milioane de euro. 5 persoane mascate au atacat cu topoară bijuteria din holul hotelului de lux. Unii clienți au intrat în panică și au crezut că e vorba de un atentat. 3 atacatori au fost prinși, iar 2 au fugit. Deocamdată nu au fost recuperate bijuteriile. La hotelul Ritz din Paris, prețurile camerelor pornesc de la 1000 de euro pe noapte. În ultimii ani, mai multe magazine de lux din capitala franceză au fost ținta unor jafuri, printre care Cartier, Harry Winston și Chopard. Iar vedetei americane Kim Kardashian i s-au furat bijuterii de milioane de dolari, când a fost amenințată cu un pistol în apartamentul pe care îl închiriase tot la Paris. California rămâne victima capriciilor vremii. Cel puțin 17 oameni și-au pierdut viața în alunecări de teren. Asta la numai o lună după ce statul american a fost afectat de cele mai intense incendii de pădure din ultimele 2 decenii. Torentele de pământ au distrus în calea lor mașini, au dărâmat copaci și au acoperit zone largi cu un strat gros de nămol. Fenomenul a fost provocat de ploile torențiale din ultimele 48 de ore. Mii de persoane au fost evacuate de paza de coastă. Autoritățile se tem că bilanțul tragediei s-ar putea agrava. While we hope it will not, we expect that this number will increase as we continue to look for people who are still missing and unaccounted for. Valurile de pământ au acoperit și proprietățile unor vedete de la Hollywood. Celebra Oprah Winfrey a postat pe rețelele de socializare imaginile pe care le-a filmat la reședința sa din Montecito, la nord de Los Angeles. Berkley Johnson s-a refugiat împreună cu soția pe acoperiș când torentele le-au inundat casa. Apoi au fost salvați de pompieri. La rândul său, a auzit plângând un copil și l-a scos din nămol. It's dark, just mud up to your neck, just swimming around in the mud, trying to... Autostrada 101, care face legătura între nordul și sudul Californiei, a fost închisă din cauza valurilor de apă, noroi și resturi. Alunecările de teren sunt cele mai grave din ianuarie 2005. Au murit atunci 10 oameni și o întreagă colină s-a deplasat în orașelul La Conchita. O haită de lupi a fost filmată într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului. Imaginile surprinse de o cameră de monitorizare a faunei au fost postate pe pagina de socializare a RomSilva. Cel mai probabil animalele sălbatice erau în căutare de hrană. Lupii pot merge și 100 de kilometri într-o noapte pentru a găsi mâncare. În România trăiesc numai puțin de 5800 de lupi.
Doamnelor, domnilor, cam atât pentru această oră. Nu pierdeți telejurnalul de la 18. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă în continuare. Pe curând!